și tata. Ei ne-au dăruit un nume, dragostea toată. Cine ne-au purtat în brațe, mama și tata. Dragii noștri, finisăm frumoasa duminică în satul Valea Rusului, Raionu Făleș. Surprize la tine acasă și Olesia Palade din nou în misiune frumoasă. Este vorba despre domnul Eugen și doamna Georgeta, care împreună au împărțit și bune și rele și au ajuns la o frumoasă vârstă, când ograda este plină de copii, de nepoți, de oameni dragi, și noi venim aici de parte cu Evavă, Cinema Suspans, vedem împreună despre cine este vorba și cine astăzi vor să marcheze frumoasă sărbătoare alături de ei și împreună cu noi, echipa Surprize la tine acasă. Haideți, dragii noștri, și aici să aducem emoția frumoasă și la mulți ani din suflet, cum o facem noi de fiecare dată. Cine sufletul mângâie, mama și tata. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumea, vreau să las microfonul, să vorbim simplu, suntem oameni simpli și venim aici cu mare drag și mare onoare din partea noastră, fiindcă avem o misiune frumoasă de dus până la capăt, avem o frumoasă sărbătoare de însemnat astăzi, cumva mai deosebit, fiindcă suntem persoane care aducem o surpriză frumoasă în fața dumneavoastră celor sărbătoriți astăzi, celor miri de 50 de ani de căsătorie, dacă am spus corect. Mă mândresc foarte mult că în zilele noastre mai sunt oameni care prin dragoste, prin muncă, muncind cot la cot, ajung la o așa o vârstă frumoasă a 50 de ani de căsătorie. Ne dăm bine seama că nu v-a fost ușor, ne dăm bine seara că munca v-a fost din zi în noapte și din noapte în zi, ca astăzi să stați atât de frumos în cap de masă, atât de tineri totuși pe chip, în suflet, iar zâmbetul dumneavoastră, privirea aceasta frumoasă, ne dă și nouă curaj de a merge mai departe și nu doar nouă, dar celor copii rămași în urma dumneavoastră, care vă sunt urmași și care vă urmează calea, celor nepoți, celor oameni dragi care vă deschid poarta, celor oameni care astăzi poate îi ghiciți dumneavoastră că vor să vă facă frumoasă sărbătoare și frumoasă surpriză. Vreau să vă întreb, dragi miri, o să vă numesc așa cu tot respectul și cu tot dragul, pentru că sunteți mirii noștri de astăzi. Cine vă face surpriza frumoasă? Cine ne cheamă aici? Ne-ați spus. Mândrie, 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 da? Așa, hai spuneți-mi câți, câți copii, câți îngerași au acolo părinții la inimioare? Trei aveți. Așa, și pe care nu l-ați primit azi la sărbătoare?
Sure. Nu l-ați primit din motiv că este departe. Așa. Da. Din păcate, situația în care ne aflăm este asta pe care o cunoaștem cu toții. Și unul din copiii dumneavoastră, unul din puișorii părinților este departe, blocat acolo undeva, cum sunt mulți dintre moldovenii noștri, departe de casă, departe de cei dragi, departe de părinți. Și astăzi și un copil al dumneavoastră este acolo departe și nu poate să fie părtaș la frumoasă sărbătoare. Și nu că nu ar fi vrut el să fie aici, lângă familia frumoasă și lângă părinții scumpi și dragi. Dar este departe că așa situația a binevoit. Însă cu inima și sufletul și gândul și prin gestul frumos pe care el astăzi îl face pentru voi, dragi părinți, el este aici lângă voi să împărtășească frumoasele emoții și anume prin organizarea frumoasă care o face alături de frați, de surori, de oamenii dragi, nepoței dumneavoastră, 6 la număr, dacă nu greșim noi, așa? 6? 6 nepoței. Deci inima vă este plină și viața vă este plină și bogată. Noi o să încercăm să vă înmânăm niște daruri frumoase, după care o să lăsăm și copiii dumneavoastră, dacă au și ei cuvinte, vă spune, dar eu știu că ei au cuvinte. Și îmbrățișări, sărutări pentru cei mai scumpi și tăi mai dragi. Venim aici cu un buchet splendid pentru mama, la mulți ani. Pe drum să vă cunosc. Așa, aici avem și o tortă frumoasă. Mulțumim frumos! Un coș o să fie binevenit azi la frumoasă sărbătoare, aici tata o să găsească și o șampanie și păcăreli care se ciocnească în sănătatea voastră, dar e greu. E greu, nu știu, nu am să poată lua. Să ajutați. Eu zideam ele așa stâi. Lasă-mă tău în braț în tinerieță, lasă-i coșul măcar, așa. Deci uitați-vă noi încă o dată din suflet, vă spunem la mulți ani, să vă aibă bunul Dumnezeu în fază cum și v-a avut până acum. E de înțeles că viața omului nu este întotdeauna cum o vrem noi. Și cu siguranță a avut ea și scări de urcare și scări de coborâre. Dar avându-vă în față după așa o frumoasă perioadă de 50 de ani căsătoriei dumneavoastră, noi ne dăm seama că ați știut să vă apucați de mână atunci când unul se poticnea, cum zicem noi și o să-mi permit să zic așa moldovenești, se poticnea în jos. Ați avut putere să vă ridicați. Ați avut putere să deveniți părinți, să deveniți bunei, să faceți o gospodărie, să educați, să dați la calea lor, ca astăzi să-i vedeți și pe ei atât de mari, atât de frumoși, oameni gospodari la casa lor și care niciodată nu uită de cei mai sfinți ce sunt în viața asta, părinții, mama și tata. Și eu îi felicit și pe ei că au o frumoasă ocazie de a asista și ei acum la nunta părinților, că cu ani în urmă nici nu erau ei în plană pe atunci, spunem noi. Da, erau undeva sus, la bunul Dumnezeu și nu au putut să vă vadă frumoși în cap de masă. Astăzi ei organizează frumoasa surpriză, probabil și de bucurie că pot să fie alături de dumneavoastră. De bucurie că sunteți încă în viață și vă urează încă ani frumoși mulți lângă ei, fiindcă viața copiilor fără părinți este nimic. Și indiferent de ce vârstă, mă repet în fiecare surpriză și nu o să regret niciodată că fac repetarea aceasta, atâta timp cât sunt părinții, copiii, chiar dacă îi aveți aici de 40, 50, ei sunt copii și rămân copii întotdeauna. Dați-le posibilitatea copiilor dumneavoastră să mai rămână copii. Asta înseamnă că trebuie să aveți grijă de sănătate, anii să vă fie încă lungi, să vă rugați bunul Dumnezeu, să vă purtați, să deschideți poarta, să deschideți ușa, iar mama să aibă putere să întindă așa o masă frumoasă și mare pentru toată lumea adunată aici. La mulți ani din suflet vă spunem. Și cum am spus, le dăm voie și lor. Eu sunt sigur că ei sunt plini de cuvinte și de emoții din cele mai frumoase. Sine, dar eu îmi cer scuze, dar să mă uit pe foaie, că am puțin emoții și scumpii noștri părinți. În data de 18 octombrie, cu 50 de ani în urmă, cu un sincer, da, ați mers în fața altarului pentru a vă uni destinile. Noi mulțumim bunului Dumnezeu că avem așa părinți, ne mândrim că avem părinți cuminți, gospodari, harnici și vă rugăm din suflet să ne iertați, poate cândva noi am greșit, am spus poate ceva care nu era de spus și vă dorim în primul rând mult sănătate, bucurie, bucurii nemărginite, putere, răbdare și fie ca bunul Dumnezeu să vă aibă în pază și îngerul păzitor să vă călăuzească pașii oriunde și oricând.
mulți ani și sfădiei Domnul numai bucurii. Mulțumim! Ne alăturăm și noi la cuvintele tuturor. Fără lacrimi. Я вам даю благодарю. 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 Încă o dată la mulți ani. Bucurați-vă că ați ajuns la frumoasa asta sărbătoare și aveți atâția copii dragi în vădă dumneavoastră. Eu sigur că mulți copii vor să ajungă, dar nu au avut posibilitate. Copiii dumneavoastră au ajuns la această posibilitate, da. Copiii dumneavoastră au ajuns la această posibilitate. Probabil aceste lacrimi sunt doar de fericire, de bucurie și de dorință de a avea încă mulți ani înainte. Noi vă dorim acești ani frumoși și vă rugăm din suflet, la 75, deschideți-ne poarta și ușa, că noi vrem să intrăm. Tot așa cântând, tot așa binevoitori și, cum am spus, masa s-o întindă mama frumos și pregătită cu mânuțele ei. La mulți ani. Și acum, dacă aveți și dumneavoastră curaj să lăsați puțin din emoții, să le spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte. Începe tata. Tata, o plâns primul, tata, poate. 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 Și le doresc. Le doresc. Cuminț, pâncână-s cuminț. Cuminț-s ascultător. Stimulitori. La și greutate ajungem, ei ne sărbează. Ne ajutură. Eu tot, le doresc să jucăm și la o nuntă. Frumoase, nunți, la nepoți, la nepoate, să ajungem și la strănepoți. De, mă rog, cât a să vrei bun Dumnezeu. Fica, nu suntem într-un gând, eu da. Tot așa. Cât a să vrei bun Dumnezeu. Și noi ne rugăm ca cum să-i susținem pe copii, pe nepoți, pe răstrănepoții noștri. Îi urez sănătate și lor. Noi sănători, să avem bucurii de dânsă, să ei ne stimează, ne stimează, mâncămim frumos, ne stimează tare ghine. Sănătate și bucurii. Sănătate și bunevoie. La mulți ani și o zi frumoasă încă o dată. Noi vă aplaudăm și vă lăsăm cu bine. Cu drag de adun acasă, ne fac viața mai frumoasă.